Răspunderea penală ar putea deveni de domeniul trecutului. Senatorul independent Laurențiu Mihai a depus în Parlament un proiect de lege prin care vrea să introducă în codul penal regretul efectiv. Mai exact, cei care vor invoca acest regret efectiv ar putea scăpa de răspundere penală. Adrian Păsărin ne aduce mai multe informații. Adrian, ce condiții trebuie să îndeplinească cei care ar putea beneficia de această lege? Bun găsit, de această lege ar beneficia în primul rând infractorii care se află la prima abatere. Totul este să denunțe fapta, să-și recunoască vina în fața instanței. Totodată ar trebui să repare prejudiciul care a fost creat. Trebuie să spunem că, de asemenea, de la data comiterii faptei și până la momentul în care face autodenunțul, nu trebuie să treacă mai mult de 2-3 ani din termenul de prescripție. Printre faptele care nu vor face obiectul acestei legi sunt menționate cele de viol, pedofilie, tâlhărie, fur calificat, dar și infracțiuni care țin de sănătatea publică. În expunerea de motive, inițiatorul justifică un asemenea proiect de lege prin faptul că sistemul penitenciar din România este și așa supraaglomerat și de aceea România a fost sancționată la CEDO. În acest moment, acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în Comisia Juridică de către senatorii juridici și apoi urmează să fie trimis la plen. În această speță, camera decizională este Camera Deputaților, Senatul fiind doar prima cameră sesizată.